Domn procuror, așa o întrebare, poate mai mult de formă, de procedură acestui proces. V-am întrebat și în cadrul comisiei, dar eu cred că ar fi cazul să audă întreaga societate. Dumneavoastră, eu v-am întrebat dacă a mai știut cineva din alți factori decizionali, politici, despre intenția de a veni astăzi cu acest demers în fața Parlamentului. La comisie mi-ați spus că categoric nu. În afară de dumneavoastră și procurorul de caz, mai mult nimeni niciodată nu cunoaște când dumneavoastră urmează să veniți în fața deputaților. Cred că și acum probabil ne veți confirma acest lucru. Ne-ați confirmat că niciodată în viață nu primiți indicații de la nimeni. Sperăm foarte mult așa să fie, doar că am vrut să vă întreb cum comentați dumneavoastră, cum considerați și cum vă explicați faptul că chiar ieri la ședința biroului permanent vreo doi deputați deja știau că dumneavoastră astăzi trebuie să veniți în plenul Parlamentului pe acest caz, iar alți deputați știau de vreo săptămână în urmă că chiar și pe ce cauză, așa, cu jumate de cuvânt, deja deputații știau când domn procuror trebuie să vină în plenul Parlament. Nu vreau să vorbesc despre faptul că anterior și comandantul suprem al Forțelor Armate era informat regulat despre graficul dumneavoastră de vizite în Parlament. Dacă este așa, atunci este foarte grav, deoarece aici noi intervedem două aspecte. Ori deciziile se iau nu la Procuratura Generală, dar în altă parte, ori dumneavoastră sunteți interceptat, cineva vă filează, știind foarte bine când, unde veți fi astăzi în Parlament. Și nu întâmplător întreb chestiile astea, deoarece chiar astăzi, pare mie, un șef de comisie parlamentară și de anchetă deja are informații mai multe decât probabil procuratura, că așteptați în scurt timp, vor fi și alții, așteptați. Eu vreau să vă întreb, domnul procuror, dacă dumneavoastră conștientizați seriozitatea implicării politicului în acest proces și nu vă întreb dacă vă dă cineva indicații, doar vreau să vă întreb ce va face Procuratura Generală și dumneavoastră personal ca totuși să nu admiteți o astfel de abordare selectivă, să nu admiteți ca deputații deja să cunoască fiecare pas al dumneavoastră, ce faceți, cum faceți. Și ce veți face dumneavoastră ca, dacă vorbim de acest proces de concesionare aeroportului, atunci absolut toate persoanele implicate, dacă considerați că sunt vinovate, să fie anchetate, deoarece eu, din câte cunosc, domnul Cebotari a fost un simplu membru a unei comisii de selectare care a executat o decizie a guvernului sau mai multe hotărâri a guvernului. Hotărârile de guvern care, evident, sunt colective și oamenii au votat. Vă rog să ne spuneți totuși, dacă eu să știu cum să votez și colegii mei să voteze, cum veți asigura totuși o independență reală ca să nu fie implicarea politicului și deputaților în actea dumneavoastră și cum veți da garanții că totuși nu va fi o abordare selectivă, dar toți cei care, într-o măsură oarecare, au fost implicați, domnul Sârbu, întrebarea dumneavoastră durează deja 3 minute. Prima întrebare am încheiat-o, mulțumesc. Stimate domn deputat, mulțumesc frumos pentru întrebare. Cum am răspuns și în comisie, nu primesc indicații. Ferm vă răspund. Procuratura acționează doar în interesul statului și a cetățeanului.